Bine v-am regăsit la un nou episod exclusiv în România, un episod în care împreună cu Cosmin Jitariuc ne vom plimba prin munții Apuseni și mai exact la Săcărâmb. Această localitate, care în urmă cu vreun secol era un fel de Eldorado al Europei, atrăgând oameni din toate colțurile Europei și poate nu numai. Pentru ce? Desigur, pentru aur. A fost o zonă în care s-a exploatat aur și se mai exploatează și acum, dar numai aur aluvionar. Însă, tot acolo o să aflăm și povestea unui metal unic, nu s-a găsit nicăieri altundeva decât la Săcărâmb, Săcărâmbitul, desigur. Nu știm dacă mai există sau nu în realitate sau poate doar numai în fotografii. Și tot aici împreună cu Cosmin o să aflăm și istoria unei biserici trăznite care parcă a prevestit tragedia din anul 1971 de la Certej, acolo unde în urma deversării unui lac de decantare au pierit 100 de oameni. Dar nu vreau să rămânem în nota aceasta tristă, ci mai degrabă să admirăm, dincolo de posibile dezastre ecologice, niște culori ireale, de exemplu, într-un alt lac de decantare de la Geamăna, acolo unde există o biserică scufundată, tot ce a mai rămas cumva la vedere dintr-un sat dispărut cu totul din cauza unei exploatări de cupru. Dar, ca să nu aveți impresia că va fi doar așa un fel de tură geologică sau mai degrabă ecologică a zonei respective, vă invit să vizităm și un unicat sud-est european. Este vorba despre Muzeul Țesăturilor de la Băița, Muzeul Textilelor de la Băița, mai exact. Merită să vedeți povestea aceasta, este cu adevărat ieșită din comun. Și dacă tot am vorbit de lacuri, dați-mi voie să glumesc un pic, pentru că sunt convins că nu se va supăra domnul Mircea Lac, pe care îl vom cunoaște tot cu ajutorul lui Cosmin. Dânsul este tezaur uman viu, acolo în zonă, tezaur uman viu UNESCO, specializat în prelucrarea lemnului. Așa că haideți să ne bucurăm de tot ceea ce poate să oferă frumos această extraordinară parte a munților Apuseni. Localitatea Săcărâmb din județul Hunedoara, acum un sat în care mai locuiesc puțin peste 60 de familii, a fost cândva, în veacul care a trecut, un adevărat oraș minier înfloritor, construit pe un munte de aur. Se spune că la Săcărâmb era cel mai pur aur din Europa. În cei 130 de ani de exploatare minieră, de aici s-au extras peste 40 de tone de aur de 24 de carate. Primul zăcământ a fost descoperit la începutul secolului al XVIII-lea, când Săcărâmbul a devenit cunoscut rapid în întreaga lume. Febra aurului a atras locuitori din mai multe părți ale Europei care au venit și s-au stabilit în Săcărâmb, aduși de un singur vis, cel al îmbogățirii rapide. Micul sat hunedorean a devenit în perioada Imperiului Austro-Ungar un adevărat Eldorado. Inițiativa pe care a generat-o administrația austro-ungară acum 200 de ani a făcut ca Săcărâmbul să devină un fel de Eldorado al Europei și au fost perioade când populația lui a depășit 6.000 de locuitori. În acea perioadă chiar era o populație mai numeroasă decât cea a Devei. A descrescut în timp pentru că o parte din mine s-au închis, au fost schimbări de situații politice. Unde există aur, în scurt timp apar legendele și dramele oamenilor care, uneori, devin personaje literare. Dumitru Tâlvescu s-a îndrăgostit de Săcărâmb și de poveștile locului pe care le-a transformat în romane. Însuși autorul spunea în prefața cărții sale, asemănarea cu fapte reale sau persoane și situații adevărate nu este chiar întâmplătoare. E vorba de romanul Ghizela și un fel de continuare. Da, l-am aici. În carul cu aur. A plecat de la niște legende locale care, de fapt, nu prea erau legende, ci erau adevăruri pur și simplu. De exemplu, cartea pe care o am aici în mână, de unde a plecat? De la o nucă. Exact. Pe scurt, povestea am auzit-o de la un locuitor al satului. O familie, înainte de anul 1989, după decesul unui membru care trăia într-o anexă, au hotărât să o dărâme și din tocul ușii au început să curgă niște nuci. Le-au spart și în fiecare nucă era o bobiță de aur de câteva grame. Și îl prelucrau acasă niște creuzete speciale, se făceau o foiță de aur foarte subțire pe fund, le repetau procedeul, făceau bobița, o ascundeau sau o negociau cu așa numiții guzari, care erau un fel de
traficanți de aur, cumpărau aceste bobițe de la amărâții de mineri, care oricum erau foarte prost plătiți până, chiar până în zilele noastre, și le schimbau pe bani sau pe produse. Aurul a fost de-a lungul vremurilor motiv de bucurie, dar și cauza unor tragedii întâmplate în Săcărâmb. Un episod foarte trist al existenței acestui sat, acest tânăr inginer trimis de Ministerul Minelor din acea vreme, a impus niște reguli foarte dure de control asupra lor la ieșirea din mină, ca să stopeze aceste furturi de aur. Urmarea a fost că toți minerii care erau învățați din tată în fiu cu așa ceva au fost lezați de aceste măsuri și s-au hotărât să-l omoare pur și simplu, ceea ce au și făcut. Trist eveniment și episod, pentru că l-au făcut chiar în ziua de Sfântul Mihail și Gavrile, când își sărbătorea numele. A fost o înțelegere între trei dintre acești mineri. Din păcate, vina a căzut pe nevinovat, pe complice, ca să zic așa, și de fapt așa și erau. În schimb, vina a fost recunoscută de adevăratul asasin pe patul mărții. În sat este și un monument care este ridicat în memoria acestui inginer. Săcărâmbul a devenit cunoscut nu doar pentru minele de aur. Aici au fost descoperite peste 100 de minerale. Două dintre ele sunt unice în lume. Primul este telurul, metal prezent și în tabelul lui Mendeleev, iar cel de-al doilea poartă numele localității, Săcărâmbitul. Astăzi, aceste metale unice mai pot fi găsite doar în cărțile de geologie. Săcărâmbul, practic, deține, este reprezentat la nivel mondial în tabelul lui Mendeleev. Prin acest fapt, Săcărâmbul este, practic, pus pe harta mondială, pentru că la Săcărâmb a fost descoperit telurul. Satul de pe Muntele de Aur este plin cu povești uimitoare care abia așteaptă să fie descoperite. La Săcărâmb se mai pot vedea trei biserici, una ortodoxă, una romano-catolică și una greco-catolică, Biserica Trăznită. Este un monument care a avut, la fel ca și localitatea, o istorie extrem de tumultoasă. Se construiește biserica la 1799, ea nu este impunătoare, chiar dacă la acea vreme Săcărâmbul era oraș. Însă destinul ei a fost asemănător, practic, cum spuneam, cu cel al localității, pentru că, vedeți, această localitate este în declin, iar biserica este în ruină. De ce este în ruină? Este un fapt demn de consemnat. Practic, ea a fost trăznită în ziua de 13 septembrie 1970, adică de ziua pompierilor. Blestemul aurului, ar spune unii. Însă coincidențele nu se opresc aici. Un an mai târziu, pe 30 octombrie 1971, la câțiva kilometri de Săcărâmb, barajul Iazului de steril de la Certej s-a rupt și a inundat localitatea. Aproape 100 de oameni au murit atunci în cea mai mare catastrofă minieră din istoria României. Acest dezastru a însemnat și începutul declinului, pentru că după 1980 minele au fost închise, iar Săcărâmbul a redevenit un sat din apropierea Devei. Astăzi, cimitirele din Săcărâmb sunt mărturia tăcută a multitudinii de oameni de diferite religii și naționalități care au trăit aici, iar monumentele funerare sunt adevărate opere de artă. Sunt cruci impresionante din punct de vedere al decorațiunii și al ornamenticii. Unele nici nu mai știm exact ce înseamnă și de unde au venit. Dar toată această varietate este dată, în primul rând, de varietatea națiunilor, etniilor care au venit și au colonizat Săcărâmbul. Fiecare a venit cu educația lui, cu mintea lui despre cum trebuia să arate monumentul și ce vrea efectiv să fie pe acel monument, pe acea cruce. Dacă în unele locuri regăsim, să spunem, doar ornamente și motive care amintesc de meseriile pe care le-au practicat de funcții, uneori suntem șocați să vedem și elemente care nu sunt specifice zonei sau sunt extrem de rar întâlnite în zone. Acestea clar sunt importuri culturale care și-au regăsit ulterior, să spunem, perpetuarea pe aceste cruci și monumente funerare. Biserica romano-catolică este un martor tăcut al perioadei de glorie a Săcărâmbului. Carol Eci este îndrăgostit iremediabil de zonă și încearcă să salveze de la ruină vechiul lăcaș de cult.
este dornic să ne împărtășească și nouă poveștile aurului. Aici au fost nemți, unguri, cehi, italieni, irlandezi. Ei au venit odată cu descoperirea zăcământului de aur, care datează din 1747. Aurul a fost Eldorado, după care au venit și au lucrat. Și avem un document că în 1930, parcă, au venit și 100 de bucovineni la muncă pentru subterane. Vă dați seama ce decădere, că în anii de glorie a Săcărâmbului au fost 800. Biserica a fost vizitată de numeroși episcopi și dotarea bisericii, altare, secundare, picturi, a fost făcut de, sponsorizat practic de un bancher din Viena și de un om avut al Săcărâmbului. Biserica, trebuie să vă spun că a dat un episcop Transilvaniei, Leonhard Ferenc, fiul de miner, taică s-a murit în accident de mină când el avea 4 ani, el a fost luat sub ocrotirea preotului din biserică. Preotul l-a școlit, atâta l-a școlit până a devenit episcop al Transilvaniei. Biserica este în renovare, iar domnul Eci, împreună cu o mână de credincioși, încearcă să adune fonduri pentru ca lăcașul de cult să capete iarăși strălucirea de odinioară. E un fenomen pe care l-am constatat. Au fost oameni din Australia, din Austria, din Germania, din Ungaria, care își căutau strămoșii. Că eu am făcut și un inventar a crucilor existente în cimitirele catolice din Săcărâm. Sunt 3 cimitire și mă caută. Chiar m-a impresionat unul din Ungaria, era director de bancă, când a văzut numele strămoșului pe piatra funerară, a început să plângă. Oful meu cel mare că biserica a fost dotată cu de toate. A avut suport de sacrament, a avut potire, a avut o bibliotecă vastă. Nu mai există nimic. Mai mari minelor din timpurile de glorie ale Săcărâmbului și-au dat seama că au nevoie de specialiști în domeniul extracției miniere și că nu este suficient să exploateze doar mâna de lucru necalificată venită din toate colțurile Europei. Astfel a apărut, așa zisa, prima facultate minieră din sud-estul Europei. Este prima școală superioară minieră din această parte a Europei. Ea a fost fondată în 1835 de Josef Franzenau, conducătorul minelor în perioada respectivă. Era necesar o astfel de școală? De ce? Păi era necesar, că pregătea cadrele tehnice pentru lucru în subteran. Ei făceau multă geologie, mineralogie, topografie. Mulți nu știau în poartă. Dar pot să vă spun că în decursul istoriei, în Săcărâm, s-au exploatat 200 de tone de aur și argint, din care se spune că 40 de tone au fost aur. Acum, conținuturile de-a lungul timpului au scăzut și exploatarea în subteran, cert, nu mai este rentabil. Au fost 17 crâjme. Vă dați seama că au avut medic-chirurg Săcărâmbul, au fost 3 sau 4 măcelării, au fost laboratoarele minei cu personal calificat, aici vinea și concerta filarmonica din Viena și ceea ce este foarte specific locului, aici nu exista port popular. Femeile se îmbrăcau la Budapesta și la Viena. Pentru că aveau bani? Pentru că își permiteau? Pentru că aveau aurul. Era bun și acolo. Iar un prieten care a vizitat Muzeul Național de la Viena și a fost cu nepoții acolo, zicea: măi copii, nu simțiți aici miroase a Săcărâm, că era plin de aur. Nu, Săcărâmbul e renumit, însă și împăratul Franz Iosef a vizitat localitatea de 2 ori. S-a păstrat mantaua în muzeul din Certej, cu care a intrat împăratul în mină.
Deși micul sătuc pare astăzi aproape părăsit, la Săcărâmb este în continuare aur. Acesta este ascuns în superbele peisaje, în monumentele funerare, în bisericile satului, precum și în legendele și poveștile spuse de oameni. Trebuie doar să învățăm să exploatăm turistic zona și aurul o să apară din nou, miraculos, precum odinioară. Plecăm de la Săcărâmb și de la gazda noastră, Vila Anastasia, ca să vă spunem și alte povești interesante din zonă, pentru că pe noi nu doar legendele aurului ne-au adus aici. Tot în perioada în care Săcărâmbul reprezenta o atracție pentru cei dornici de înnăbuțire rapidă, undeva după primul război mondial, la Deva se înființa o filială a Aeroclubului Român. Astăzi pregătește tinerii dornici să se inițieze în tainele zborului fără motor. Se zboară fără motor. Fără motor. Singura parte a zborului în care folosim un motor este la decolare, care poate fi cu mosorul. Deci este un mijloc la sol care ne ajută să ne ridicăm, sau un avion remorchier care ne duce până la o anumită înălțime. De acolo declanșăm și începem să folosim condițiile meteorologice, în sensul că folosim norii. Nu e complicat, dar trebuie puțină răbdare. Cât de periculos e să zbori cu planorul? Să... Toate riscurile sunt calculate. În programul de pregătire avem și rezolvarea situațiilor periculoase. E complicat să înveți să pilotezi astfel? Nu e foarte complicat. Cu puțină ambiție și capacitate de învățare și de studiu și cu multă pasiune se poate învăța. Tinerii între 16 și 23 de ani au posibilitatea în România să zboare gratuit. Ce este un planor, aeronavă nemotorizată. O să deschidem cupola ca să vă prezint cabina. Este de producție românească, este o aeronavă complet metalică, pe structură de metal, cu un veliș de tablă de dural. Comenzile de zbor sunt similare ca la orice avion. Diferența majoră între avion și planor este lipsa motorului. Nu avem probleme cu carburantul, cu trepidații date de motor sau vibrații sau probleme tehnice. Cât de sigur e? Este una dintre cele mai sigure aeronave. Cât poate să zboare liber? În funcție de curenții atmosferici pe care îi întâlnim într-o zi de zbor, în funcție de condiția meteo, meteorologia fiind motorul planorului de fapt, de asta se învață la teorie multă meteorologie, se poate sta în aer ori în șir. Aparatele de bord cu care este dotată aeronava sunt aparatele specifice planorului, vitezometru, da? Viteza normală de zbor este 100 de km la oră. Mai avem un aparat de bord în partea dreaptă. La finalul remorcajului veți putea citi înălțimea atinsă la declanșarea cablului de remorcaj. Avem variometru care ne indică viteza pe verticală a aeronavei, câți metri pe secundă avem urcare sau descendență dacă nu găsim curentul termic. Este stația de emisie la care vorbim, ține în legătura cu startul și cu mosorul. Bila, care ne indică corectitudinea zborului. Hai să-i dăm drumul că asta hai să decolăm atunci. Închidem și ne pregătim de decolare. Experiența zborului fără motor este senzațională. Odată ajuns sus, singurul zgomot care se mai aude în carlingă este cel al curenților de aer. Astăzi începe în satul Hărțăgani din județul Hunedoara. Aici, soții Florica și Romul Zaharia au făcut primii pași pentru a deschide un muzeu al textilelor, o inițiativă unică în estul Europei. Însă, povestea vieții lor ar putea fi cu ușurință un scenariu de film hollywoodian, dacă n-ar fi o poveste adevărată.
Florica Zaharia a fost timp de 13 ani directoarea Departamentului de Conservare a Textilelor din cadrul Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Ajunsă la vârsta pensionării, a hotărât să se întoarcă acasă la Hărțăgani, dar înainte de această întoarcere, în anii 80, a fost o emigrare forțată. Dorința de cunoaștere a fost întotdeauna acolo și nu numai la noi, cred că la toți tinerii din generația mea. Chiar dacă probabil nu aveai posibilitatea financiară să pleci, hai să spun, dar era îngrădirea de care erai conștient și asta te supăra oarecum. Ei, și era curiozitatea, ce se întâmplă dincolo, care este arta care se exprimă, arta majoră despre care vorbeam și care învățai într-o instituție de educație. Nu aveai acces la ea, aveai doar strict la colecțiile existente în România și la ceea ce se producea în perioada aceea în România. În afară de asta a fost și situația politică. Socrul meu, Romulus Zaharia, care a fost scriitor și care a îndrăznit să scrie împotriva sistemului, de acolo au urmat represaliile care au durat o perioadă și care s-au întețit și drept pentru care ne-am dat seama că locul nu era aici, ar trebui să scăpăm cumva. Deci a fost o emigrare pe motiv politic, în primul rând. Tânăra studentă la arte a reușit să fugă în Statele Unite, însă a luat în bagajele sale și câteva tapiserii și textile românești, fără să știe că acestea aveau să-i schimbe definitiv viața. Call the Met, cheamă Metropolitanul, a spus cineva. Și de aici introducerea la Departamentul de Conservare a Textilelor, unde din nou ia-ți tapiseriile și încearcă să-i convingi că știi să faci ceva. Am fost angajată, sigur, cu titlul cel mai de jos, de restaurator, titlul care nici nu mai există astăzi. Și astăzi, probabil, dacă număr bine, sunt trei titluri, poate patru titluri în care pot să avansez. Ei, eu am avansat 8 titluri până la ieșirea din Metropolitan. A urcat scara ierarhică treaptă cu treaptă, iar în 2003 a ajuns directoarea Departamentului de Conservare a Textilelor a celui mai prestigios muzeu din lume. În tot acest timp a organizat expoziții, a făcut cercetare, însă a căutat să nu rupă complet legăturile cu România. Florica Zaharia a continuat să-și trăiască visul american încă o perioadă, însă totul avea să se schimbe. Am rămas până în 2016. Am hotărât pensionarea cu ideea, sigur, pensionarea la o vârstă în care energia noastră este încă la un nivel bun, în care să putem continua activitatea profesională în România și să facem ceea ce facem astăzi, să creăm un muzeu al textilelor cu colecția pe care am adunat-o în țară și în jurul lumii pe perioada aproape, sau mai bine zis, peste 40 de ani. Întoarsă în țară împreună cu familia, Florica Zaharia a început din nou să muncească, dar de această dată pentru a duce la împlinire visul românesc. Lucru deloc ușor. A început prin a salva de la ruină câteva case tradiționale care vor deveni nucleul întregului proiect. Două locații sunt în Băița, una este în satul Hărțăgani. Locațiile pe care le avem fac și ele parte din conceptul și din pasiunea noastră pentru prezervarea patrimoniului și au valoarea lor istorică. Corpul A al Muzeului Textilelor este într-o casă de negustor din Băița, din secolul, la mijlocul secolului XIX, cu toate detaliile, din fericire, detaliile arhitecturale, interioare și exterioare, bine păstrate, dar casa are nevoie de restaurare, este un proiect major. Arhitectul acestui prim proiect, Romulus Zaharia, cunoaște în detaliu istoria acestei case pe care a salvat-o de la ruină. Asta e o clădire, după informațiile noastre, făcută la 1857 de către un negustor de origine română, cu toate că numele a fost puțin maghiarizat, George Bardoși. El a venit, sau străbunii lui au venit din Moldova cu oastea lui Ștefan cel Mare. Credem că numele lui era Gheorghe Burdușan sau ceva asemănător. Un mare negustor, un mare român. După puteți vedea vitralele care le-a făcut la 1857 cu drapelul României. Mai mult decât atât, membru fondator al Astrei Române. La 1860 a finanțat
despărțământul de aici, din Hunedoara, și a dat o bursă de studii unui tânăr din Ormindea să meargă la Viena și la Budapesta să studieze artele în valoare de 300 de forinți de aur sau ceva asemănător, ceea ce era o sumă importantă. El a avut magazin, a avut jos, a avut trei pivnițe imense unde se vindeau vinuri. În spate a fost o gură de mină care aparținea familiei și mai mult decât atâta a fost și o tabăcărie. Am reușit să o achiziționăm, acum va trebui să o restaurăm. Înțeleg că dumneavoastră sunteți managerul de proiect. Eu sunt soțul. Ce spune soția aia fac? Până la restaurare, muzeul își desfășoară activitatea în clădirea fostului magazin universal din Băița, care deja poartă numele de Muzeul Textilelor. A treia locație, o altă clădire total diferită în satul Hărțăgani, este gospodăria tradițională de la 1902, care s-a păstrat din fericire aproape intactă. Doar șura în procesul de moștenire a fost demolată. În schimb, casa principală, conile, casa de vară, cămara, cotețul pentru animalele mai mici, ele sunt toate originale și trei dintre ele sunt datate. Este o gospodărie foarte frumoasă. În această clădire, industria, obiectele legate de industria casnică textilă tipică regiunii sunt expuse în contextul unei gospodării. Aici este locul, va fi un loc interactiv, este locul unde deja am început să plantăm cânepă de anul trecut, se va întâmpla din nou anul acesta, o să avem deja cercetători, organizăm workshop-uri, o să avem interni, o să avem studenți care ne vizitează. Muzeul, unic în această parte a Europei, beneficiază de patronajul Metropolitan Museum of Art de la New York, ceea ce înseamnă o garanție a calității și a autenticității. Muzeul Metropolitan ne-a onorat cu o donație fantastică și ne-a arătat suportul pentru ceea ce vrem să facem încă de la început. Suntem foarte recunoscători pentru ceea ce fac pentru noi. Un lucru extraordinar, anul trecut ne-au donat un număr de 1871 de piese, printre care sunt piese românești, dar și piese din alte culturi. Donația lor se apropie de aproape 100 de culturi din diferite părți ale lumii. Sunt piese care ar fi fost greu să le găsim în market sau care ne-ar fi fost foarte greu să ni le permitem să le cumpărăm de pe piață. În special sunt costume și accesorii. Colecția muzeului de obiecte textile și instrumentar textil este undeva în jurul a 12.000 de piese. Soții Zaharia au înțeles că reîntoarcerea la viața tradițională este cea care aduce împlinire spirituală, iar bucuriile simple ale vieții sunt singurele care contează cu adevărat. S-au întors în țară cu gândul de a lăsa ceva profund și util generațiilor următoare. În primul rând, cred că fiecare își pune problema ce lasă după el. A realizat ceva în viață și din ce a realizat, trebuie să lași și comunității ceva. Că e muzeu, că este o bibliotecă, că e un spital, fiecare lasă ceva. Așa consider. Al doilea este nevoia să te autodepășești. Este un
un nou proces de a învăța. Toată viața am învățat, dar acum parcă învățăm și mai mult. Dar ne bucurăm de fiecare moment care îl trăim aici în natură, la muzeu. Ne bucurăm de fiecare om care vine și ne trece, că putem comunica, de a-l înțelege, de a-l cunoaște. Și te gândești că peste 50 de ani, copiii copiilor nepotului nostru o să spună, uite și bunicii noștri au făcut ceva pentru noi. Nu spun că nu, prin toate greutățile prin care am trecut, dar ne-am bucurat de aventura aceasta, aventura cunoașterii. Dar întotdeauna ne-a fost gândul înapoi la țară, întotdeauna am dorit să ne întoarcem, nu numai în țară, dar în locul din care am plecat. Cel puțin pentru mine acesta este locul în care revin. Am hotărât să ne întoarcem acasă cu o condiție care ne-am pus-o nouă. Până jumătate din viață am colindat în jurul lumii, ne-am dus noi către ceilalți. Dorim să-i aducem pe ceilalți către noi. Acest episod de Exclusiv în România am pornit în aventura aurului. Dar nu doar acest metal prețios a transformat locurile și viața oamenilor. Peste munți, în județul Alba există o zonă care atrage tot mai mult turiști. Însă aici nu putem vorbi de frumusețea naturii, ci de modul straniu în care omul a decis să schimbe locurile. În anii 70-80, în timpul regimului comunist, satul Geamăna din comuna Lupșa a fost șters de pe fața pământului. Valea Șesii s-a transformat într-un iaz de decantare utilizat de exploatarea minieră de cupru. Apa, verde, roșie și galbenă, a acoperit toate cele 400 de case ale satului. Doar turla bisericii, ivită din mlaștina toxică, mai stă mărturie existenței unei așezări în zonă. Localnicii care vin aici, le vine să plângă. Cu turiștii sunt curioși să vadă așa ceva, dezastru, că zici că ești pe lună dacă te uiți în spatele nostru. Așa arată, apa are trei culori aici, zici că e... De la minereu. Da, minereu, unde e neutralizat, unde vine direct de pe haldă, e roșie. Și se neutralizează cu var și devine verde. Plus sterilul ce rămâne, ăla e gri. Deci vreo 3-4 culori la apă. Îmi dă seama că nu e ceva, nu trăiește nimic pe apropiere. Și vitele nu beau apă din lacul ăsta. Toată apa care rămâne deasupra după ce se decantează, ia drumul Areșului. Imaginile apocaliptice cu acest dezastru ecologic sunt un exemplu viu al unui minerit irresponsabil care a produs daune ireparabile mediului înconjurător. După tulburătoarea poveste a lacului Geamăna, ajungem în cetatea Devei pentru a descoperi un alt fel de lac, Mircea Lac, tezaur uman viu UNESCO. Profesor de artă populară în județul Hunedoara, domnul Lac a primit acest titlu onorific pentru contribuția sa la promovarea culturii. A fost numit dascălul de tradiții, iar oricine intră în atelierul său pășește în fascinanta lume a artei țărănești. Este un arbore cotit care ridică niște bucăți de lemn și cu ajutorul lor urcăm bilele sus și apoi bilele vin înapoi pe un plan înclinat. Funcționează bine, nu e nicio problemă, nu? Noi avem aici în lucru vreo 12 domenii ale artei populare. Sculptură, gravură în lemn, gravură în metal, gravură pe piatră, gravură pe sticlă. Și aici avem o bară dreaptă și în fundal avem două orificii curbe. Avem un disc pe care e fixată bara dreaptă și dacă ea e fixată într-un anumit unghi și într-o anumită poziție, atunci ea se poate strecura prin cele două fante curbe. De mic copil am fost interesat de arta populară. Eu sunt născut în Munții Apuseni, unde toată lumea
își făcea, începând de la leagănul copilului, la lingura cu care mânca, la casă, la mobilier, își făcea el singur, știa toată lumea să lucreze. Sunteți patrimoniu viu UNESCO, ce înseamnă asta? E o onoare, asta e o recunoaștere a activității mele. Am rămas tot același, nu s-a schimbat nimic, nici în relațiile mele cu cei din jurul meu, nici cu copiii. Avem aici în față niște aici obiecte. Avem niște obiecte din pădurenii Hunedoare despre care vorbeam. Sunt ceai, spun ei, e o teacă cu două cuțite. Aha. Cu două cuțite. Aici am un căuc de băut apă. Aha. Are simbolul solar, simbolul benefic al pădurenilor. Este legat și el cu un brâu de cositor care nu îl strânge, nu îl lasă să crape și să punea la curea. Aici, de exemplu, am o carabă de cimpoi. Și partea muzicală se suflă. Sau acesta este un ciocan de nuntă. Vornicul poartă la nuntă și un semn că el e conducătorul nunții. El are insemne solare benefice pentru viitoarea familie, pentru sănătate, pentru prosperitate și are trei bile care reprezintă principalele momente ale vieții, nașterea, căsătoria și moartea. Profesorul Lac, împreună cu elevii săi, au obținut de-a lungul timpului premii importante la zeci de concursuri naționale și internaționale de artă populară. De peste 40 de ani, Mircea Lac reușește să modeleze sufletul și talentul copiilor. Acesta este cel mai mare trofeu pe care îl poate primi cineva de la viață. E mai mult de atât, e un mod de viață, a devenit un mod de a trăi. Pentru că în momentul în care mergi zilnic la atelier și faci asta cu pasiune, îți dai seama că timpul tău liber este ocupat cu o activitate prielnică și dezvolți involuntar o pasiune pentru chestia asta. De cât timp faci? Eu vin la domnul Lac de 11 ani. Aceste linguri sunt date mirilor de cel care conduce nunta. Nu, nu am ceva legat de... Și mirii mănâncă cu ele la nunta lor. Ah. Și ele sunt păstrate la loc acasă, pentru că ele simbolizează nunta lor. Mm, iar dacă soțul sau soția moare, acesta este aici tăiat și jumătatea lui este pus în mormânt cu el. Aceasta este una dintre bijuteriile pe care femeile pădurencele purtau alături de portul lor și de aceea ele sunt considerate, este considerat ca cel mai frumos port. Unde se purtă asta? Se poartă pe șold. Și simbolistica lui este una aparte, pentru că pune în evidență cultul infertilității. În momentul în care femeia nu-și mai dorea copii, punea câte o cheiță la balțul pe chis sau respectiv la lanțul pe care îl purta și se spunea că nu va mai face copii. Este foarte important când pictăm pe sticlă să vedem cum ar veni inversul ei, pentru că trebuie să-mi mai imaginez cum ar veni pe negativ. Știți, să iasă perfect umbra sau degradeul pe care doresc să-l fac. Jocul și jucăriile fac parte din viața noastră, dar Mircea Lac, împreună cu învățăceii săi, transformă totul în mici opere de artă. Mii de piese îți fură ochiul și sufletul, astfel că nici nu mai știi pe care să o admiri prima. Noi două condiem o da. Ca el să toarne cositor într-un tipar din piatră. În conderea ouăr are un rol atât artistic cât și tradițional de a păstra tehnicile din trecut și în același timp miturile. Avem o cumpănă ca la fântână. Da. Greutatea e aici și o ridică în sus. Dacă eu îi dau drumul și o las să se ridice, să strică echilibrul fiindcă cade în cupă o greutate mai mare. Tot timpul se strică echilibrul. Și cât timp punem bile? Funcționează, până avem bile, funcționează la nesfârșit.